Accident grav de circulație în localitatea Scurtu Mare din județul Teleorman. Un microbus care transporta 17 persoane s-a răsturnat după ce șoferul nu a adaptat viteza într-o curbă și s-a oprit într-un stâlp de pe marginea șoselei. Șoferul a murit pe loc, iar 9 dintre pasageri au fost răniți. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție și au trimis la fața locului mai multe echipaje ale ambulanței Smurd, dar și 3 autospeciale de stingere și o autospecială pentru transport victime multiple. 8 pasageri au fost transportați la spital, iar starea lor este stabilă în acest moment. Medicii. Un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, conducea un microbuz pe drumul județean 701. Din primele cercetări, se pare că nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei de energie electrică, răsturnându-se. În zonă s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, 5 ambulanțe Smurd și 3 ambulanțe ale Serviciul Județean de Ambulanță. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că erau mai multe victime neîncarcerate, acestea fiind imediat preluate de către echipajele medicale. În total au fost 10 victime, dintre care o persoană decedată, șoferul microbuzului.